Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun azi povestea monahului care se ducea la casa desfrânatelor pentru a le mântui. Cu toții suntem conștienți de cât de urât e obiceiul de a judeca aproapele, însă cu toți o facem într-o oarecare măsură. Dar știm bine că a discuta despre păcatele altuia e semn că nu ne mai preocupăm de noi înșine. Și în cele mai multe cazuri noi nu căutăm îndreptarea celui pus în discuție, ci doar să-l bârfim, să punem sub lupă căderile sale. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea în acest sens: când un om vede paiul din ochiul aproapelui și l-o sândește, sentința lui nu pornește din purtarea sa de grijă, ci din ură. Ia masca iubirii de oameni, dar fapta geme de răutate. Ca să înțelegem cât de minunată e lipsa judecății semenilor și cât folos aduce, vom aminti o întâmplare din Proloacele, una din cărțile de căpătâi ale Bisericii Ortodoxe, veche de sute de ani. În zilele preasfințitului Ioan Milostivul, patriarhul Alexandriei, a mers în Alexandria un oarecare monah, Vitalie, cu numele din mănăstirea cuviosului Sirita. Acest monah, fiind de 60 de ani, și-a ales a petrece un anume fel de viață, care oamenilor celor ce socotește cele din afară, li se părea a fi rea și spurcată, iar lui Dumnezeu, celui ce privește cele din lăuntru și ispitește inimile, plăcute era și bine primită. Că starețul acesta, voind în taină să întoarcă la pocăință pe cei păcătoși și fără de lege, se făcea singur pe sine păcătoși și fără de lege, după părerea omenească. Deci acest monah și-a scris pe toate desfrânatele ce erau în Alexandria și pentru fiecare făcea rugăciuni către Dumnezeu ca să le întoarcă de la viața păcătoasă. Și se ducea în cetate la lucru de dimineața până seara și lua plată pentru ostenarea de peste zi câte 12 bani de aram. Cu un ban de aram își cumpăra bob și îl mânca după apusul soarelui, pentru că muncind toată ziua se ostenea. Iar ceilalți bani, ducându-se la casa desfrânatelor, îi dau unei desfrânate zicându-i: te rog ca pentru acești bani să te păzești pe tine toată noaptea aceasta în curăție, neprimind pe nimeni la păcat. Și se închidea cu dânsa în aceeași cameră. Deci aceea se odihnea pe patul său, iar el, stând într-un colț, petrecea toată noaptea fără somn, citind încetişor psalmii lui David și se ruga pentru dânsa către Dumnezeu până dimineața. Iar când ieșea de la dânsa, o jura să nu spună nimănui fapta lui. Și făcea așa în toate zilele, ostenindu-se în post. Și intrând astfel în toate nopțile la desfrânate, petrecea fără somn și în rugăciuni. Deci în fiecare noapte intra la alta, până ce trecea pe la toate, apoi începea iarăși de la cea dintâi. Iar Dumnezeu, văzând o chinuire ca aceasta robului său, i-a sporit și câștigul, că unele din desfrânate, rușinându-se de o faptă bună ca cea a lui Vitalie, se sculau la rugăciune, făceau metanii împreună cu dânsul și se rugau, iar el le sfătuia pe ele spre pocăință, le îngrozea cu înfricoșata judecată și cu veșnica muncă din ghienă și le făcea să aibă nădejde în milostivirea lui Dumnezeu și în îndulcirea la cer, din veșnicile bunătăți. Și acelea, venind în frica lui Dumnezeu, se umileau și făgăduiau să-și îndrepte viața lor, iar multe dintr-însele, lepădând nărușinarea păcatului, se măritau cu bărbați după lege. Iar altele, dorind mult să petreacă în curăție, se duceau în mănăstire de femei sau în pusnicie, cu lacrimi să-și petreacă zilele lor. Iar altele alegeau să viețuiască în lume fără bărbat într-o curăție, hrănindu-se din osteneala mâinilor lor. Și niciuna din aceste desfrânate nu îndrăznea să arate cuiva viața cea curată a lui Vitalie, că dacă una oarecare din ele ar fi început să spună oamenilor că Vitalie nu pentru păcat vine la dânsele, ci pentru a lor mântuire, auzind de aceasta, Vitalie s-ar fi mâhnit că îi se vădește viața lui cea curată, că s-a rugat lui Dumnezeu să pedepsească pe acea femeie ca și celelalte să aibă frică. Ceea ce s-a și întâmplat, că una dintre ele, vădind viața Sfântului, îndată s-a și îndrăcit, iar celelalte, văzând aceasta, mult se temeau și nu mai îndrăzneau nici de cum să arate oamenilor ceva din sfințenia lui Vitalie. Iar după ce s-a îndrăcit femeia, oamenii îi ziceau: vezi că ți-a răsplătit Dumnezeu deoarece ai mințit, zicând că nu pentru desfrânare intră la voi monahul acela. Iată, s-a făcut dovada că e desfrânat. Și se zminteau toți de dânsul și în toate zilele locărau zicându-i: du-te, ticălosule, că te așteaptă desfrânatele, și scuipau asupra lui. Iar el, răbdându-le pe toate cu blândețe, asculta învinuirile și ocările ce îi se făceau de oameni, mângâindu-se cu duhul că îl socotesc oamenii atât de păcătos. În acest fel, cuviosul își tăinuia fapta lui cea bună înaintea oamenilor, iar unul dintre clerici l-au clevetit la preafericitul patriar al Alexandriei, Ioan Milostivul, zicând că un stare zmintește toată cetatea, intrând în fiecare noapte în casa desfrânatelor. Însă patriarhul nu credea pe clevetitori, învățat fiind de mai înainte de o întâmplare ce se făcuse, când pe un monah înțelept și sfânt, care era din fire famen și botezase pe o păgână, a pus de la o bătut fără vină, crezând pe clevetitori. De aceea, aducându-și aminte, îngrozea pe cei ce clevetau pe Vitalie, zicând: încetați de la osândire, mai ales pe monahi, să nu-i osândiți.
Oare nu știți un lucru ce s-a făcut altădată la întâiul sinod din Nicea, când fericitului împărat Constantin au scris unii episcopi și clerici, unul asupra altuia lucruri rele? Iar el poruncind să-i se aducă lumânarea aprinsă și necitind scrisorile acelea la arsi, când, chiar de-aș fi văzut cu ochii mei pe vreun episcop, preot sau monah în vreun lucru de păcat, l-aș fi acoperit cu haina mea ca nimeni să nu-l vadă pe el greșind. Așa înfrunta prea fericitul patriarh pe clevetitori, iar robul lui Dumnezeu Vitalie nu înceta să îngriji pentru mântuirea sufletului păcătoșilor, neștiind nimeni despre faptele cele bune ale lui până la sfârșitul vieții. Într-una din zile, când se făcea ziua, cuviosul Vitalie, ieșind din casa desfrânatelor, l-a întâmpinat pe el un tânăr desfrânat, mergând la femei desfrânate pentru păcat. Acesta, întinzându-și mâna, a lovit tare peste obraz pe stare, zicându-i: ticălosule și spurcatule, pentru ce nu te pocăiești și nu te lepezi de viața ta necurată, ca prin tine să nu se batjocorească mai mult numele lui Hristos? Iar Sfântul i-a răspuns: să mă crezi pe mine, omule, că pentru palma aceasta vei lua și tu asemenea lovire, încât toată Alexandria se va aduna la plângerea ta. Iar după puține zile, închizându-se în chilia sa cea foarte mică, pe care și-o zidise lângă porțile ce se numeau ale soarelui, cuviosul Vitalie s-a mutat către Domnul neștiind nimeni. Într-acel timp, acel desfrânat care lovise peste obraz pe cuviosul stareț a primit o lovitură peste față și îndată s-a îndrăcit. Și căzând, tremura și spumega și jupea hainele de pe dânsul și cu glas înfricoșat făcea zgomot mare, încât toată Alexandria se adunase la plânsul lui cel de spaimă. Și venindu-și puțin în fire după câteva ceasuri, a alergat la chilia lui Vitalie strigând: miluiește-mă, robul al lui Dumnezeu, că am greșit către tine. Iată că și eu, după prorocirea ta, am luat vrednic o sândă. Iar după ce s-a apropiat de chilia starețului, îndată diavolul care îl stăpânea pe omul acela l-a izbit de pământ și a fugit, iar omul și-a venit desăvârșit în fire. Și bătea în ușa chiliei, dar nu i-a răspuns nimeni. Apoi, deschizând ușa, l-a văzut pe stareț în genunchi, stând în rugăciune, iar sufletul lui cel sfânt se dusese către Dumnezeu, iar în mâinile lui ținea o hârtie scris așa: bărbați alexandrini, nu o sândiți mai înainte de vreme, până ce Domnul, judecătorul cel drept, va veni. Și auzind de moartea lui, toate femeile acelea care prin sfătuirea lui se întorseseră la pocăință și la Dumnezeu, s-au adunat la dânsul cu lumânări și cu tămâie, plângând după părintele și învățătorul lor. Și toate povesteau bunătățile starețului, cum nici cu mâna măcar nu s-a atins de vreuna din ele, că nu spre păcat, ci spre mântuire intra la ele. De acestea toate auzind, cu demănântul prefericitul patriarh Ioan cel Milostiv a mers împreună cu tot clerul la chilia starețului și, văzând scrisoarea cea mai suzisă, prin care sfătuia nu o sândi pe nimeni, a zis către clericii aceia care cleveteau pe cuviosul: mulțumesc lui Dumnezeu că n-am ascultat clevetirile voastre, că aș fi supărat fără vină pe sfântul stareț, și neascultându-vă m-am izbăvit de păcat și de o sândă. Deci, rușinând pe osânditorii cuviosului și luându-i moaștele, preafericitul patriarh l-a petrecut cu tot poporul din cetate, iar femeile, cele ce se pocăiseră de păcat, plângându-l și tânguindu-se, l-au îngropat cu cinste, slăvind pe Dumnezeu. Cel ce are mulți robeai să-i tăinuiți, iar omul ce pătimiste de la diavolul lovitura s-a lepădat de lume și s-a făcut monah. Și mulți dintre alexandrini, îndreptându-se după chipul viețului Vitalie, cele atât de îmbunătățite, și-au pus așezământ ca să nu mai osândească pe nimeni. Noi toți ne-am înnecat într-o obștească vină, păcatul, căci toți ne vom înfățișa înaintea judecății lui Dumnezeu. Dumnezeu e judecătorul nostru al tuturor, și morții și vii, noi toți suntem rânduiți să stăm pe banca acuzării și să ne așteptăm rândul ca să fim judecați după faptele săvârșite. În viața pământească, Iisus Hristos le-a arătat oamenilor norma de umanitate la care suntem chemați cu toții. Ce spune Evanghelia despre relația lui Hristos cu păcătoșii? Doar un singur lucru. El nu a condamnat, a tratat doar cu dragoste și compasiune. Hristos nu a condamnat femeia prinsă în adulter, nu i-a condamnat pe samariteni când aceștia l-au acuzat să-i dea hrană și adăpost, și chiar atunci când Iuda l-a trădat, Domnul nu l-a exclus dintre prietenii săi. Mai mult decât atât, prima persoană cu care a ajuns Hristos în rai a fost banditul care s-a pocăit, recunoscând pe Dumnezeu un cel răstignit pentru păcatele tuturor. Iisus a fost întrebat de ucenicii săi de câte ori ar trebui să ierte ei pe cineva. Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Matei 18, 21 cu 22.
E puțin probabil ca Petru să fi putut ține socoteala dacă ierta pe cineva de 490 de ori. Prin urmare, Iisus oferă aici un principiu. Întotdeauna trebuie să-L ierți pe semenul tău pentru că Dumnezeu întotdeauna te iartă pe tine. El a murit pentru fiecare dintre păcatele tale, cele care le-ai comis și cele pe care le vei comite. Așadar, pentru păcatele trecute, prezente și viitoare, trebuie să începi să-ți vezi păcatul așa cum îl vede Dumnezeu. Faptul că îți recunoști păcatul și regrezi că l-ai săvârșit ar trebui să fie pentru tine un motiv de încurajare. Și aceasta din mai multe privințe. În primul rând, sunt mulți oameni care păcătuiesc, dar nu văd ca fiind ceva greșit în ceea ce fac. Totuși, ție Dumnezeu ți-a deschis ochii și te-a ajutat să înțelegi ce putere de distrugere are păcatul. Însă Dumnezeu nu dorește să trăiești viața copleșită de un sentiment de vinovăție. El dorește ca tu să cunoști și să trăiești din plin experiența iertării pe care El o oferă. Dumnezeu nu trece cu vederea păcatul tău spunând ești iertat. El vede păcatul nostru, însă cu toate acestea e gata să ne dea iertarea sa, deoarece Iisus a luat păcatul nostru în întregime asupra sa și a plătit pentru el prin moartea lui pe cruce. Păcatul nostru reprezintă o problemă gravă pentru a cărei rezolvare Iisus a plătit prețul unei suferințe inimaginabile. Dar din momentul în care l-am primit pe Hristos în viețile noastre, noi am dobândit iertarea sa. Nu vom putea niciodată să facem ceva care să compenseze pentru propriul nostru păcat, indiferent câtă suferință am îndura. Și de altfel Dumnezeu nici nu așteaptă acest lucru. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Roman 5:8. Dumnezeu ne-a creat, dar noi nu-L cunoaștem și suntem separați de El din cauza naturii noastre păcătoase. Viețile noastre fără Dumnezeu nu au nicio semnificație și niciun scop. Consecința, prețul pe care îl plătim păcatului nostru este moartea, atât spirituală cât și fizică. Moartea spirituală înseamnă a fi separați de Dumnezeu. Moartea fizică reprezintă descompunerea trupului. Dacă murim în păcatul nostru, vom fi separați pentru totdeauna de Dumnezeu și vom ajunge în iad. Cum putem să ne salvăm de păcatele noastre și să ne întoarcem la Dumnezeu? Nu ne putem salva pentru că nu e posibil ca o persoană păcătoasă să se salveze singură, așa cum o persoană care se neacă nu se poate salva singură. Nici alții nu ne pot salva pentru că toți suntem păcătoși. O persoană care se neacă nu poate salva o altă persoană care se neacă, ambele au nevoie de ajutor. Avem nevoie de cineva care este fără păcat, care nu se neacă pentru a ne salva de păcatele noastre. Doar o persoană fără păcate ne poate salva. Cum să găsim o persoană fără păcate într-o lume păcătoasă unde toți au păcătuit? Dumnezeu, Cel care ne-a creat pe noi și care ne iubește într-o mare măsură, ne-a dat soluția. Din dragostea Lui mare pentru noi, El a trimis pe propriul Său Fiu Iisus să moară pentru păcatele noastre. Iisus e fără păcat pentru că El nu este din această lume și cât timp a fost pe pământ a biruit tentația diavolului de a păcătui. Viața Lui l-a mulțumit pe Dumnezeu în ceruri. Iisus ne-a luat păcatele și a murit pe cruce pentru păcatele noastre. El e salvatorul vieților noastre. Iisus ne poate salva pentru că El nu se neca. Scopul lui Iisus când a murit pe cruce a fost să plătească prețul pentru păcatele noastre și astfel să înlăture păcatele noastre de la noi și să ne refacă relația destrămată cu Dumnezeu. Înviem din moartea spirituală, separarea de Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu. Această nouă relație se numește a te naște din nou. Aceasta ne readuce la scopul creației și al existenței și dă un adevărat sens și scop vieții, care e dovada că sacrificiul lui Iisus de a muri pentru păcatele noastre a fost acceptat de Dumnezeu în ceruri. Dovada este învierea lui Iisus de către Dumnezeu. Prin înviere se dovedește că Iisus a biruit moartea sau, cu alte cuvinte, moartea nu are nicio putere asupra Lui. Acum, prin urmare, pentru că Iisus trăiește, noi putem de asemenea să trăim. Viața Lui din noi ne dă și nouă viață. De asemenea, pentru că El a înviat, El e astăzi viu. Cum pot să fie păcatele noastre înlăturate și cum putem să primim această viață nouă, crezând în Iisus ca și Domnul și Salvatorul nostru? Dacă ne căim pentru obiceiurile noastre păcătoase și îl rugăm pe Iisus să ne ierte și să ne salveze, El o va face. Iisus e Fiul lui Dumnezeu care a venit în această lume să moară pentru păcatele noastre. Oricine pe pământ care s-a încrezut în El va primi iertarea de la Dumnezeu, va fi salvat de la păcatele lui și din iad, și va primi o nouă viață de la Dumnezeu. Dumnezeu nu e subiectiv. El nu e afectat de regiunea în care locuim, limba pe care o vorbim, dacă suntem bogați sau săraci, bărbați sau femeie, tânăr sau bătrân sau de orice alte diferențe fizice. Toți cei care cred și mărturisesc lui Iisus vor fi salvați.
Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă sun ca de obicei, pe curând!